o persoană care crede că apărătorii în uniformă ai țării uciși sau grav răniți în lupte sau torturați ani de zile ca prizonieri de război sunt toți niște fraieri, fiindcă nu câștigă nimic din asta. O persoană care îi numește ratați pe cei mai scumpi eroi ai noștri care și-au dat viața pentru America și refuză să viziteze mormintele lor din Franța. O persoană care minte în legătură cu protecția vieții nenăscute cu femeile, minoritățile, creștinii evanghelici, evrei, bărbații și femeile care muncesc. O persoană care habar n-are ce valoare apără America și ce înseamnă America. O persoană care sugerează fără să clipească despre un soldat devotat ce și-a servit țara 40 de ani în război și pace, că ar trebui executat pentru trădare, așteptând să facă cineva ceva în direcția asta. O persoană care admiră autocrații și dictatorii criminali. O persoană care nu are decât dispreț pentru instituțiile noastre democratice, pentru Constituția noastră și pentru supremația legii. Încheiat citatul. Nu există nimeni, adversar sau suporter, care să nu-l recunoască pe Trump în această descriere. Numai că fanii îi și aprobă cu entuziasm ideile, însă cel ce spune toate acestea nu este Joe Biden, ci fostul șef de staff prezidențial al lui Trump, John Kelly, la CNN. Așa. Și de ce ne privește pe noi românii? Sau foarte bine, vor spune niște români, înfiorător de mulți. Păi, uite de ce. Planul lui Putin pentru Europa este să o pună sub cizmă bucată cu bucată. Pentru asta, timpul, resursele și răbdarea Rusiei sunt fără limită. Războiul împotriva Ucrainei poate să dureze oricât. Motivul? Rusia e în elementul ei, care n-a fost niciodată pacea. Trăiește într-o normalitate a războiului. Nu obosește. Deja controlează o halcă din Europa Centrală și de Est. Ungaria, Austria, Serbia, acum Slovacia sunt anti-Uniunea Europeană și gata oricând să susțină pozițiile Moscovei. Bulgaria și Republica Moldova fac față cu greu forțelor destabilizatoare pro-Kremlin. România e înconjurată. Iar înăuntru, partida anti-europeană neofascistă Simion plus Șoșoacă urcă în sondaje. Singura pavăză pentru România este apartenența la NATO. Însă realist privind, nu văd Ucraina învingând vreodată Rusia, adică împingând-o înapoi din zonele ocupate, inclusiv Crimea. Dacă războiul de uzură va ține până la alegerile americane din 2024 și învingătorul va fi Trump, atunci ajutorul Statelor Unite pentru Ucraina se va diminua drastic. Nici un soldat american nu ar mai fi trimis să apere România de un atac al Rusiei. Trump va face bășcălie de principiul toți pentru unul, unul pentru toți. Existența eficientă a NATO va deveni problematică. Partidele naționalist-populiste din Franța și Germania se vor umfla destul ca să impună colaborarea cu Putin în loc de a sări în ajutorul României. Vom fi singuri cu găurile putrede din lăuntrul nostru. Încă o dată în istoria lumii totul depinde de America. Acolo s-a născut democrația contemporană, tot acolo își poate găsi sfârșitul. Omenirea s-ar întoarce spre dictatură, omul spre animal. Iar noi am învățat rusește, dacă n-am făcut-o destul acum 70 de ani. Post scriptum. Între timp, la o întâlnire cu republicanii din California, Trump a afirmat că soluția pentru hoții care fură din magazine este să fie împușcați pe loc de poliție. Împușcați, a repetat apăsat în aplauzele asistenței.